Bună ziua, dragilor, și bine v-am regăsit în această etalare. Vom vedea cum vor decurge următoarele 7 zile pentru voi. Vom avea 3 variante din care să alegeți și astfel avem varianta 1, varianta 2 și varianta 3. Toate 3 sunt pachete Rider-Waite, așa că imaginile vor fi diferite, doar mărimea pachetului și culoarea de pe spatele pachetului sunt diferite, deci este ok. După ce vă alegeți pachetul, da? Vom începe cu fiecare variantă. Țineți cont de asemenea că dacă doriți o etalare personală, puteți accesa site-ul luptarot.com sau puteți să mă contactați direct pe WhatsApp la numărul din descriere sau pe mail. Și voi începe cu varianta 1, apoi voi trece la 2 și 3. Ok. Pentru varianta 1, ce urmează să se întâmple în următoarele 7 zile, și vom lua așa. Iubire, carieră, finanțe, familie, prieteni și sănătate. Bun, baza pachetului 3 de cupe. Având baza pachetului 3 de cupe aici, consider că pentru voi este o perioadă în care sunteți conștienți de lucrurile pe care trebuie să vă focusați, sunteți conștienți de ceea ce nu merge în viața voastră, sunteți conștienți de faptul că aici cred că ați fost destul de stresați în ultima perioadă și o să ajungeți la niște concluzii destul de importante pentru voi, dar în aceeași măsură conștientizați că și odihna, relaxarea, distracția, ieșirea cu prietenii, socializarea are rolul său în viața voastră. În săptămâna următoare voi veți alege să comunicați, să socializați, să vedeți cum mai este lumea în afara bulei voastre, în care este posibil să vă fi izolat. Pentru că dacă ne uităm la cărți, în principiu, în afară de diavol, da, sunt cărți destul de... cumva mi se subliniază ideea asta de singurătate, chiar și în judecata, da, e adevărat, aceste persoane sunt mai multe, în vie și așa mai departe, dar fiecare este în sicriul său, fiecare este în cămăruța sa și atunci este posibil ca voi să vă fi simțit o bună perioadă de vreme destul de izolați de restul lumii, iar voi alegeți ca prioritatea voastră în perioada următoare să fie relațiile cu cei dragi, fie că este vorba de prieteni, familie și nu numai, dar învățați să interacționați mai mult și să lăsați problemele deoparte, pentru că problemele le lăsați acolo și tot acolo le găsiți, dar să vă mai și relaxați din când în când chiar poate să fie necesar și unii dintre voi chiar puteți fi deja în burnout. Dar în ceea ce ține de iubire cu asul de monede, o să o zic din start, o să o zic rapid, unii dintre voi pun bazele viitorului. Atenție, pentru că aici puteți avea foarte multe discuții despre viitor cu partenerul. Dacă nu aveți partener, aici atenție, pentru că cineva din jurul vostru caută să vă atragă atenția și să vă lase în mod mai clar anumite indicii că este interesată și că vrea ceva pe termen lung și că nu vrea ceva de moment cu voi. Având asul de monede, persoanele cu care aveți voi de-a face și care sunt interesate și care ies în evidență în perioada imediat următoare, vor fi interesate de voi pentru situații de lungă durată. Vă puteți aștepta ca cei care sunteți singuri în acest moment să vă treziți cu o persoană la care nici nu v-ați fi așteptat sau pe care probabil nici măcar nu ați văzut-o ca fiind un interes romantic, că stă și contemplează destul de serios dacă să facă un pas înspre voi sau nu. Și până la urmă, cu asul de monede, eu zice că îl face, dar cred că
o claritate mai mare asupra intențiilor și sentimentelor acestei persoane o veți avea undeva mai către finalul săptămânii. Ce vă mai pot spune este că cei care sunteți deja implicați într-o relație, atenție că partenerul vostru deja se gândește să vină cu un pas suplimentar în relația voastră. Da? În ceea ce ține de carieră, cu justiția pare că voi vă pregătiți ușor, ușor să lăsați ceva în urmă, ceva ce nu vă mai servește, ceva care efectiv nu mai este pentru voi și cumva ați căutat să trageți cu dinții, pe de-o parte realizați de ce acel lucru trebuia să se închidă. Pentru alții dintre voi nu e neapărat închiderea unui loc de muncă, ci poate să fie pur și simplu felul în care voi vă faceți munca, focusul vostru de pe muncă se schimbă. Pentru cei care nu ați pus focus pe muncă și v-ați focusat pe alte arii, începeți să realizați că este mai important să vă focusați pe muncă, dar pentru majoritatea dintre voi eu zic că sincer că se simte mai degrabă ca o prioritizare, adică învățați când și cât să oferiți locului de muncă și când și cât să oferiți altor domenii din viața voastră. Pentru mulți dintre voi poate să fie pur și simplu că voi aveți de gând să abordați mai multe proiecte și până acum nu ați putut să țineți un program sau un echilibru astfel încât să vă ocupați de toate prioritățile voastre și acum în săptămâna următoare reușiți. Dar unii dintre voi, cei care vor renunța la un proiect sau cei care vor ieși dintr-un loc de muncă, trebuie să știți că destul de curând veți fi provocați să faceți lucrurile care vă pasionează, veți fi provocați să începeți să faceți lucrurile care sunt cu adevărat importante și relevante și pe care le simțiți că ele trebuie să fie acolo, dar nu ați avut curaj să le faceți pentru voi și nu ați avut curaj să le faceți nici pentru alții și atunci veți fi chemați în direcția aceasta, cel puțin să vă gândiți mai mult în direcția aceasta. Poate să fie din stresul de la locul de muncă, să realizați că programul de la 9 la 5 nu mai este pentru voi sau ce program aveți voi și atunci să începeți să vă gândiți asta, la asta. În ceea ce ține de finanțe cu regele de cupe, cumva vouă vi se cere să fiți un pic mai conștienți de ceea ce încasați, ceea ce cheltuieți, încotro vă îndreptați și cumva vă sunteți ușor, ușor împinși de univers către un stil de viață în care partea asta materială nu înțelegeți greșit, nu este că vă lipsește sau ceva, dar cumva vă cere să fiți un pic mai conștienți de felul în care finanțele voastre se duc. Cumva universul vă cere să fiți mai conștienți de obiceiurile voastre financiare și ce aveți de gând să faceți pe mai departe. În ceea ce ține de familie, cu judecata veți fi provocați, să zic așa, să decideți câți din oamenii pe care îi aveți acum alături vă și vor binele. Atenție, pentru că unii dintre voi puteți avea de-a face cu persoane din familie care pot să fie invidioase, care pot să fie geloase, care pot să vă facă rău și cumva veți fi forțați să trasați și să diferențiați membrii familiei bazat pe intențiile lor față de voi. De asemenea, ascultați-vă intuiția legată de aceste persoane, pentru că mai ales în ceea ce ține de familie, cu judecata veți avea o intuiție foarte, foarte, foarte puternică și nu este ca și cum o veți mai putea nega pentru mult timp. În ceea ce ține de Marea Preoteasă, care simbolizează prietenii, iarăși o carte de intuiție, iarăși o carte care, în care voi veți simți oamenii din jurul vostru și vreau să vă atrag atenția asupra faptului că se simte o energie în care voi vă dați seama că o persoană care nu neapărat că stătea ascunsă, dar care apărea doar în anumite momente, vă seacă de energie și era vampir energetic și iarăși o tăiați și pe aceasta de pe lista voastră de persoane apropiate. În ceea ce ține de sănătate cu diavolul, un pic de atenție pentru că aici se poate simți oboseală, peternuri de gândire limitativă care vă poate afecta nivelul de energie vitală și productivitatea. De asemenea, vouă vi se poate pune în evidență de univers să fiți mai productivi, să fiți mai atenți la timpul vostru și la ce rezultate obțineți cu timpul pe care îl investiți în diverse activități. Pentru cei care și-au ignorat problemele de sănătate, un pic de atenție că acestea ar putea să iasă din nou la suprafață și să nu fie deloc într-un mod plăcut. Apoi, cu pierdere, consecvență și ofițer, unii dintre voi veți primi o oportunitate după o pierdere. Pentru mulți dintre voi, cred că această pierdere de întâmplat deja s-a întâmplat, doar că au rămas niște senzații de tristețe și supărare, că lucrurile nu vă ies așa cum ați dorit, dar aparent, dacă voi rămâneți consecvenți și dacă voi sunteți dispuși să faceți eforturi pentru a ieși
din această situație, acum depinde pentru fiecare ce s-a întâmplat, să știți că se vede luminița de la capătul tunelului. Trebuie doar să persistați în ciuda tristeții și universul vă va răsplăti pentru eforturile voastre. Hai să vedem cu monologii ce se întâmplă pentru voi săptămâna următoare. Și avem așa, o problemă personală este pe punctul de a fi rezolvată, lună plină în semnul racului. Și ești pe punctul de a primi răspunsurile pe care le aștepți. Răspunsurile vin prin calea intuiției. Deci, nu, veți avea și câteva răspunsuri oficiale cu ofițerul, dar cele mai multe răspunsuri le veți avea prin intuiție. Fiind în sezonul scorpionului, să știți că suntem mult mai deschiși către a primi informații de la spirite, de la ghizi, de la persoanele care poate nu mai sunt printre noi, dar care ne sunt întotdeauna alături. Pot să fie vise, pot să fie anumite simțiri mai aparte pe care le putem avea în perioada asta, dar este foarte, foarte, foarte important ca noi să fim atenți la asta. De asemenea, avem un moment al vindecării. Deci, da, este momentul ca voi să fiți un pic atenți la sănătatea voastră, pentru că aveți foarte mari șanse de a găsi leac, de a găsi reușită sau de a ține foarte bine problema de sănătate sub control și apoi echilibrează spiritualitatea cu pragmatismul. Dar da, noi putem, manifesta, putem atrage lucruri în viața noastră, dar este important întotdeauna să avem și pași practici. Pentru voi, partea spirituală vă susține maxim în săptămâna asta, dar vă zic de acum, partea practică va fi provocarea voastră. Va trebui să învățați să implementați pragmatismul în rutina voastră, nu doar spiritualitatea. Hai să vedem ce ne zice acest oracol. Și avem tăcere, este nevoie ca voi să vă faceți mișcările în ceea ce ține de carieră și în ceea ce ține de dezvoltare personală în tăcere, ca alții să nu vă poată sabota. Muzica va fi foarte importantă și puteți percepe mesaje foarte importante ascultând muzică și poate dând dintr-un playlist muzica pe shuffle, pe amestecare, și atunci pur și simplu melodiile care vă apar, da, după ce dați pe shuffle, să fie foarte relevante pentru voi în anumite arii, în anumite întrebări. Puteți să faceți asta chiar și în ceea ce ține de iubire. De exemplu, dacă vreți să știți ce gândește, ce simte, ce va face un anumit personaj față de voi, puteți să faceți un playlist doar pentru asta, cu melodii pe care le înțelegeți, cu melodii cu un mesaj foarte clar, da? Și nu puneți numai drăguțe și fericite, puneți și din alea triste, puneți amestecate, da? Și apoi dați pe amestecă și lăsați să cânte așa, presărite. Și o să vedeți cum mesajele care vă vin din acele melodii, da? Sunt foarte relevante, foarte relevante pentru situația în care sunteți. Dacă nu sunt relevante în momentul respectiv, dați-le un pic de timp să se întâmple și o să le înțelegeți cum funcționează. Dar eu zic că trebuie neapărat să încercați asta. Cu armonie, voi vă creați singur armonia și iarăși sunteți invitați de către univers să practicați dansul, să ascultați muzică, să vă bucurați de fiecare moment, probabil cu 3 de cupe la baza pachetului, să mergeți la o petrecere pentru că unii dintre voi de aici veți fi invitați la o petrecere și să aveți încredere că indiferent, chiar dacă s-ar putea să fie una sau două persoane cu care nu vă înțelegeți voi acolo și nu vreți să dați ochii cu ele, totuși este important ca voi să vă distrați și să faceți lucrurile exact așa cum simțiți, să nu țineți cont de bârfe, să nu țineți cont de ceea ce pot spune alți oameni, pentru că alți oameni sunt mai răutăcioși, dar nu e treaba voastră asta. Bun. În ceea ce ține de casă, reuniune, Marele Domn Amica și Consolare Mare, vă pot spune pentru cei care sunteți certați cu un partener, pentru cei care sunteți în separare sau, nu știu, partenerul vostru știți că este la distanță sau ceva de genul acesta, cel puțin puteți să vorbiți despre o reconciliere sau chiar despre faptul că această persoană se gândește serios să vină înspre voi. De asemenea, pentru cei care sunteți în situație de trio, atenție, pentru că această persoană se hotărăște să vă dea vouă toată atenția, grija și afecțiunea de care dispune și se hotărăște să facă pași concreți către voi. Da, s-ar putea să vă treziți cu această persoană chiar la ușă și că vă spune, pentru cei care sunteți separați, hai totuși să ne mai dăm o șansă, da? Dar asta este specific pentru persoanele care știu că sunt prinse în situații de trio. Bun. Hai să mai iau și oracolul ăsta.
avem moment, gândește-te la un moment special care v-a adus mai aproape pe voi și pe partenerul vostru iubire. Iubirea cucerește totul, onoare, onorează-ți persoana iubită și vei vedea cum relația voastră devine mult mai puternică. Reaprinderea scânteii, da? Fiecare relație are momente magice care pot fi reaprinse, tentație, gândește-te cu grijă la o anumită situație, dacă merită să primești persoana asta în viața ta sau nu, și surpriză, vei fi surprins sau surprinsă. Deci atenție că cineva aici poate veni chiar, persoana care vine la ușor poate veni cu un cadou, poate veni cu atenție, poate veni cu ceva de această natură. Și cam asta se întâmplă pentru voi în următoarele 7 zile. Vom trece imediat la varianta numărul 2. Două secunde. Ca și zodii, dacă sunt persoane care vor zodii la aceste talari, deși încă o dată, de data aceasta aș zice, mergeți numai pe varianta aleasă, nu mergeți pe zodii, dar în fine. Dacă sunt persoane care au nevoie de confirmare, în primul rând avem așa, diavolul, care ne indică zodia Capricorn, alte pentagrame care ne indică în general zodii de pământ, justiția care ne arată o balanță, regele de cupe care ne arată persoane din semnul, din semne de apă. Deci, rac, scorpion, pești, capricorn, balanță. Și taur și fecioară cu astea pentagrame. Bun. Bun, dacă ați ales varianta numărul 2, aceasta este talarea voastră pe următoarele 6 zile, 7 zile, pardon, nu ziceam 6, s-ar putea ca la voi să se întâmple un pic mai repede. Aia e. Așa. Hai să vedem care este energia voastră pentru iubire. Energia voastră pentru carieră. Energia voastră pentru finanțe. Totuși cred că va trebui să... Așa. Sau, hai să facem așa. Bun, mai bine. Deci la pachetul ăsta eu știu că le-am colorat, da? Ok. Familie. Prieteni. Și sănătate. Baza pachetului. 5 de cupe. Ca și stare generală, pentru că, sincer, chiar mă gândeam să vă iau o stare generală. Da, apoi m-am amintit că la etalarea anterior n-am făcut chestia asta, așa că nu fac nici aici. Aș zice că voi nu sunteți neapărat în cea mai bună stare. De ce? Vă simțiți un pic apatici, vă simțiți triști, vă simțiți cu părere de rău, cu regrete pentru lucruri care s-au întâmplat, pentru anumite, hai să zicem, angajamente pe care le-ați avut, de care probabil nu v-ați ținut, sau oportunități la care puteați să dați mai multă atenție, mai mult curs, mai multă implicare, fie că este vorba de relație, fie că este vorba de carieră. Deși pentru majoritatea dintre voi aici, starea voastră este în principal afectată de carieră. Și o să zic de ce, pentru că avem pe carieră chiar diavolul. Dar ca să începem cu iubirea, pentru iubire vă pot spune din start că voi aveți tendința să fiți foarte entuziasmați de o conexiune care poate să fie la început cu o persoană care pare să fie destul de practică, destul de împământată. E o persoană care pare că știe ce vrea și că lucrurile se îndreaptă într-o direcție mai clară. Acum, vouă, această persoană vă dă o senzație de stabilitate, dar având în vedere că totuși este un paș de pentagrame, aveți grijă să nu fie doar o senzație, doar o percepție de moment, doar entuziasm dus un pic la extrem de către voi și persoana asta chiar să fie foarte stabilă și serioasă și să știe ce vrea în legătură cu voi. Pentru că eu aici aș avea dubii având un paș de pentagrame. De asemenea, este foarte posibil ca această persoană pe voi să vă vadă ca fiind persoane mai naive și să creadă că poate să obțină ceea ce își dorește din această conexiune doar jucându-și rolul, doar purtând o mască în fața voastră. Deci am să vă rog să fiți
atenți la asta în mod specific. Desigur, nu se va potrivi pentru toată lumea, dar energia este acolo. Da? Pentru alții dintre voi poate să fie pur și simplu că această situație este la început și are potențial foarte mare, dar trebuie să vedeți cu realism și blocajele care vă pot ține departe de această persoană sau ca, lucrurile care pot împiedica dezvoltarea acestei conexiuni la rapiditatea la care voi vreți, pentru că unii dintre voi s-ar putea să fiți un pic mai nerăbdători și să așteptați ca lucrurile să se întâmple mult mai repede decât se vor întâmpla de fapt și atunci să intervină ulterior o doză de dezamăgire. În ceea ce ține de carieră, atenție foarte mare, pentru că pentru mulți dintre voi se poate simți o foarte mare restricție în a vă găsi un job nou, în a vă ține sau de a duce proiectele până la capăt în care sunteți implicați și de asemenea se simte o oboseală, o limitare. Unii dintre voi s-ar putea ca, dacă vă gândiți să renunțați la un loc de muncă, să vă simțiți limitați și să vedeți că nu puteți din cauza unui contract sau din cauza că riscați să pierdeți ceva care este mult mai stabil, mult mai sigur pentru dumneavoastră și vă simțiți cumva constrânși să rămâneți într-o situație care nu neapărat vă este pe plac și nu neapărat simțiți că vă servește creșterea din acest punct, dar este ceva care vă dă un sentiment oarecum fals de stabilitate, dar pe care voi îl aveți și îl apreciați și preferați să rămâneți în această situație. În ceea ce ține de finanțe, cu roata norocului, mare grijă la cheltuieli, pentru că aici veți avea tendința să cheltuiți un pic mai haotic. Vor veni într-adevăr și bani din surse nesperate și neașteptate. Deci s-ar putea să vedeți o, nu știu, un bonus, o, cineva și-a aduce aminte de voi sau pentru unii dintre voi poate să fie chiar o moștenire. Dar în aceeași măsură vă puteți aștepta ca în toată această situație să existe și cheltuieli suplimentare pentru voi și atunci, da, e bine să fiți totuși precauți. În ceea ce ține de familie, cu temperanța, un pic de atenție, pentru că aici cineva încearcă să vă ducă cu zăhărelul și să vă facă să înțelegeți că de fapt lucrurile nu sunt neapărat așa cum le vedeți voi, așa cum le credeți voi, așa cum le considerați voi și această persoană poate avea tendințe de a vă manipula sau de a încerca cumva să vă scoată din anumite planuri de familie. S-ar putea să fie vorba de o ieșire, o excursie, o întâlnire de familie, o aniversare, o reuniune sub o formă sau alta și cumva e ca și cum voi veți fi cumva făcuți să credeți de către cineva că să nu mergeți acolo, dacă mergeți acolo cumva nu veți fi bine primiți sau că e mai bine să nu mergeți sau că e mai bine să lipsiți. Cumva persoana asta nu vă vrea în jurul său, dar este doar o problemă a ei, nu este că altcineva ar avea o problemă cu voi, cred că este doar persoana asta care vă va zice de ce n-ar trebui să mergeți. Mai departe e decizia voastră dacă mergeți sau nu. În legătură cu prietenii, un pic de atenție pentru că aici puteți avea prieteni care pot să pară mai distanți în săptămâna următoare și nu doar că par mai distanți, dar această distanță poate să fie cauzată de problemele lor personale. Nu trebuie să credeți că sunt neapărat supărate pe voi sau că au ceva personal cu voi, ci pur și simplu aceste persoane încearcă să-și vadă de treburile lor și încearcă să facă față evenimentelor de zi cu zi care le apar în viață. În ceea ce ține de sănătate, cu 5 de săbi, un pic de atenție pentru că anumite probleme de sănătate vor reieși la suprafață, chiar dacă ele nu au mai apărut de o perioadă foarte, foarte, foarte lungă. Deci încercați să aveți grijă la excese, încercați să aveți grijă cu starea voastră generală, încercați să vă găsiți moduri de a gestiona stresul cauzat de carieră și de situația financiară, da? De schimbările astea bruște, mult mai bine. Să vedem ce spune acest oracol. Și avem iubita, bani, fidelitate, lejeritate. Atenție că unii dintre voi s-ar putea să sesizați că voi ați rămas mai fideli acestei conexiuni decât partenerul vostru și partenerul vostru este posibil să fie o persoană care tratează lucrurile mai superficial și care nu vede neapărat o evoluție. Și avem hoțul, comerciantul, copil, femeia de serviciu și pas pachetului, iubitul.
Deci, da, atenție foarte mare la persoana asta, că eu aici am senzația că aveți de-a face cu o persoană care are tendința de a privi lucrurile doar din prisma, da, mie ce mi este din toată situația asta, dar ce am eu de câștigat. Dar dacă nu îndeplinești nu știu câte criterii, atunci nu mă interesează nimic stabil, vreau să fie doar așa o chestie din care profit ca și conexiune pasageră și cam atât. Și se simte ca și cum energia voastră este văzută ca o energie care este, care trebuie cumva să servească acest hoț, acest comerciant sau, mă rog, cum vreți voi să-i spuneți, această energie masculină. Și nu este neapărat o energie foarte drăguță și foarte benefică în acest sens. Va trebui să vă gândiți bine dacă are sens să investiți în această conexiune sau nu. Hai să vedem cu următorul pachet ce informații vor mai ieși la iveală. Și avem bucurie neașteptată, văduvă, ceartă, pierdere, judecător, fidelitate, vizită și noroc. Aici aș putea să spun că voi veți avea o bucurie neașteptată sau o binecuvântare cumva travestită. De ce zic asta? Pentru că pentru voi separarea de această persoană va veni cumva brusc, dar de îndată ce vă separați este ca și cum voi vă reluați energia, vă recuperați energia și lucrurile încep să se așeze altfel pentru voi. De asemenea, este posibil ca la scurt timp de la separarea de această persoană, voi să aveți o vizită de la o persoană importantă cu care fie veți forma ulterior o relație, fie este posibil să întâlniți prin intermediul acestei persoane următoarea persoană cu care veți fi. Dar cumva este total neașteptat, total neplanificat și cumva nu neapărat vă stă gândul la așa ceva, dar pur și simplu norocul este de partea voastră, norocul are grijă să le alinieze pe toate și să le facă mult mai bune decât ar fi fost inițial dacă ar fi rămas în forma în care ar fi fost la începutul săptămânii, de exemplu. Hai să vedem cu oracolul monologii. Și avem, te așteaptă o perioadă de prosperitate, luna nouă în semnul taurului. Arată-le celorlalți cine ești tu cu adevărat, rămâneți autentici ca să puteți să faceți conexiunile care chiar sunt menite să rămână în viața voastră, să se întărească. Avem luna nouă în balanță, începe un nou ciclu romantic în viața ta. Deci, încă o dată, se simte o energie nouă, apare o energie nouă, chiar dacă voi acum sunteți într-o conexiune cu altcineva și avem un moment al vindecării. Baza pachetului, așteaptă-te la o schimbare majoră și nu lăsa trecutul să devină un obstacol în calea viitorului tău. Deci exact asta este energia pe care o resimțeam. Hai să vedem și cu acest oracol ce trebuie să știți voi chiar acum. Renunțați la ostilități și încercați să lucrați cu chakra iniei, pentru că voi s-ar putea să fiți un pic ostil la persoanele deschise emoțional și poate nici măcar nu vă dați seama când aveți această energie de ostilitate, s-ar putea să fiți pur și simplu un pic mai retrași, un pic mai reci, să nu fie nimic neapărat vizibil, dar este o energie care vă blochează acolo. De asemenea, poate să fie un bărbat care este destul de stabil financiar, interesat de voi, sau s-ar putea să fie ambele persoane, atât cea pe care trebuie să o lăsați în urmă, dar și persoana care urmează să intre în viața voastră. Dar aici, sincer, se simte mai mult ca fiind energia bărbatului care urmează să intre în viața voastră. Chakra a treia, cu arhanghelul Camel, apoi arhanghelul Rafael, este foarte important ca voi să lucrați pe vindecare și este important ca voi să aveți mai multă încredere în voi, în forța voastră de atracție față de persoanele de sex opus. De asemenea, voi s-ar putea să vă simțiți cumva neajutorați și blocați într-o situație care nu neapărat vă este foarte benefică în acest moment. Apoi avem arhanghelul Ariel cu cea de-a doua chakra, chakra sacrală, și apoi lumea. Aici cred că
Este important să încheiați o conexiune care este posibil să se fi bazat doar pe plăcere, doar pe sexualitate, doar pe senzualitate și atunci nu a lăsat foarte mult spațiu inimii, da? Nu s-a lăsat mult spațiu pentru a se simți lucruri în acea conexiune. Hai să vedem acest oracol ce are să ne spună. Vieții anterioare, ne reunim cu persoanele iubite iar și iar prin diferite vieți. Conexiuni. Conexiunea voastră cu persoana aia nouă care trebuie să apară este de neoprit. Putere. Puterea iubirii este ca un magnet care trage sufletele împreună. Testat. Puterea și slăbiciunea ta este testată chiar acum. Cred că asta va fi o provocare mare pentru voi, să renunțați la persoana care nu vă este menită. S-ar putea să fie ceva foarte atractiv în legătură cu acea persoană, fie că e persoana atractivă sau poate să fie, sau poate să întruchipeze anumite calități, să aibă anumite caracteristici pe care voi vi le-ați dorit întotdeauna la un partener și totuși să nu fie ceea ce vă trebuie, pe când persoana care urmează să vină între voi, să vină între voi practic și să înlăture de tot, să rupă conexiunea de tot cu persoana nefastă, să zic așa, aceea va fi mult mai sus vibrațional, energetic și pe toate planurile decât persoana care ar fi fost anterior. Deci, cumva voi trebuie să acceptați că este loc și de mai bine. Cumva persoana la care trebuie să renunțați este o persoană care, da, poate fi mai sus decât foștii voștri, dar nu suficient de sus și urmează ceva și mai bine și mai bun pentru voi, da? Este foarte important ca voi să vă respectați limitele voastre personale, să setați limitele voastre personale acolo unde nu sunt și veți primi semne când vă apropiați de persoana nouă. Apoi avem iubirea cucerește totul și atenție să nu rămâneți blocați în iluzie. Lăsați persoana asta care este nefastă și care începe să aibă un comportament care poate să treacă peste limitele voastre personale să plece, pentru că pe voi vă așteaptă foarte, foarte, foarte curând ceva mai bun. Hai să vedem ce are de spus și acest oracol. Nici nu mai știu dacă l-am folosit în întâlnirea anterioară, dar hai să-l folosim acum dacă tot suntem aici. Și avem tristețe inversată. Voi va trebui să lăsați tristețea în urmă și să nu vă... Adică nu e ca și cum trebuie să inhibați acest sentiment, această stare. Este vorba doar de a înțelege că nu toată lumea merită implicarea, afecțiunea, grija pe care voi o aveți de oferit și lucrul ăsta este ok pentru că asta vă face mai mult spațiu în viața voastră să vină cineva care poate să vă aprecieze, cineva mai matur, cineva care poate recunoaște abundența și iubirea pe care o puteți aduce prin simpla voastră prezență. Încercați să meditați, încercați să vă goliți mintea și să scrieți jurnal ca să scrieți într-un jurnal ca să eliberați greutățile pe care voi simțiți că le duceți, pentru că se poate simți pentru mulți dintre voi că duceți niște greutăți care nici măcar nu vă aparțin. Unii dintre voi este posibil să aveți de lucrat pe anumite dinamici transgeneraționale, da? Și mai este posibil pentru unii dintre voi cumva să simțiți niște dureri de spate sau să simțiți niște dureri ca și cum nu reușiți să vă mișcați, nu reușiți să vă îndreptați, nu reușiți să vă așezați lucrurile așa cum vreți voi. Apoi avem maestru, voi sunteți maestri propriilor voastre alegeri și vieți. Acum avem dincolo de iluzie și încă o dată iluzie. Voi va trebui să vedeți dincolo de iluzia pe care vă prezintă persoana aia nefastă. Amânați lucrurile care ar putea să ducă la, nu știu, acceptarea din partea voastră a lucrurilor care sunt mult mai puțin decât ceea ce meritați voi. Voi veți înțelege destul de curând de ce lucrurile se întâmplă în acest fel, dar nu e chiar acum momentul. Momentan bucurați-vă doar de experiență și de existența bună. Mai avem încă o etalare, încă o variantă.
Varianta 3. Hai să vedem care este situația voastră pe următoarele 7 zile. Iubire, carieră, finanțe, familie, prieteni, sănătate. Baza pachetului steaua. Aici avem o energie de vindecare. Dar nu știu exact dacă focusul vostru va fi pe vindecarea voastră sau pe focus pe a vindeca persoanele din jurul vostru. Deci zic asta pentru că toate cărțile care ar putea să fie cu niște răni, cu niște probleme, apar în ceea ce ține de alte persoane și nu neapărat în ceea ce ține de voi. Pentru voi poate că este o perioadă de un pic de odihnă emoțională sau cel puțin asta încercați să faceți, să vă reîncărcați energetic și să vă reîncărcați emoțional, dar energia voastră în principal este dominată de tot ceea ce ține de bâte, ceea ce înseamnă că voi începeți să resimțiți iarăși cheful ăla de viață, cheful pentru a lupta ceea ce este al vostru de drept, cheful pentru a fi apreciați, pentru a fi văzuți, pentru a ieși cumva în evidență și pe propriile voastre merite. Și chiar cheful de muncă, aș putea spune, chiar dacă vine și pleacă, vine și pleacă, nu stă foarte mult, dar este. Și dacă aveți o, nu știu, carieră creativă sau sursă de venit în care este necesară creativitatea voastră, să știți că o să aveți creativitatea necesară pentru a rezolva probleme și pentru a duce anumite proiecte la bun sfârșit, dar este în aceeași măsură foarte important ca voi să acționați atunci când simțiți că aveți acea creativitate, pentru că dacă nu faceți chestia asta, este posibil ca în următoarea săptămână, așa cum apare, așa să și dispară. Ce mai este foarte important să știți este că în perioada următoare, în ceea ce ține de iubire, vor fi în jurul dumneavoastră persoane care vă vor da foarte multă atenție, validare, vor fi acolo pentru voi, își vor exprima deschis interesul față de voi, aprecierea față de voi, puteți primi mai multe complimente decât de obicei și puteți vedea cum persoanele chiar își dau interesul să vă capteze atenția. Important este ca momentan, dacă aveți de făcut vreo alegere în iubire, să amânați, pentru că sunteți un pic cam prea ghidați de energia pasională și nu atât de mult de energia practică. Și atunci, dacă este vorba de anumite decizii de asumare, de a face pași către cineva, de a alege persoana care va fi cea mai potrivită pentru o relație, lucruri de această natură, este posibil ca voi să vă treziți că faceți alegeri greșite. De asta zic, mai lăsați un pic timpul să treacă, mai așteptați măcar o săptămână, poate o să aveți o energie un pic mai bine împământenită și nu chiar atât de pasională, focoasă și hai, odată, hai mai repede, hai să ne mișcăm, hai să facem chestia asta și cealaltă și cealaltă, da? Și o să reușiți să vedeți mai bine cine este mai potrivit pentru voi, cine nu este și să faceți decizia care vă duce către conexiunea care este cea mai aliniată cu dorințele voastre. Bun, în ceea ce ține de carieră, aici sunt foarte multe mesaje, comunicări, informații care vin înainte și înapoi. Este bine să aveți grijă la tot ceea ce trimiteți, la comunicare scrisă, pentru că este posibil să fie lucruri de tipul vi se spune să faceți un lucru, îl faceți și după realizați că nu trebuia făcut așa sau trebuia ceva schimbat acolo sau trebuiau, nu știu, sau cineva
poate spune că de fapt nu a zis asta și de fapt a spus asta și lucrurile de această natură. Deci mare, mare grijă în ceea ce ține de comunicare, dar în aceeași măsură să știți că puteți primi oportunități de a schimba locul de muncă, de a vă găsi un loc de muncă dacă nu ați avut sau chiar aveți o oportunitate de a, cumva, vi se pune vorbă bună pentru o promovare. În ceea ce ține de finanțe, un pic de atenție pentru că aici pot să apară discuții legate de bani cu partenerul, dacă voi aveți partener, dacă, nu știu, vor fi persoane care vă cer împrumut sau care deja v-au cerut împrumut, un pic de atenție că s-ar putea să vă certați dar pe banii voștri. Și nu este o energie foarte plăcută. De asemenea, un pic de atenție pentru că activitățile de grup, activitățile care implică mai mulți oameni s-ar putea să fie făcute, da, dar într-un fel cheltuielile cele mai multe le suportați voi, chiar dacă ați consumat sau n-ați consumat, este ca și cum cineva caută să își pună niște cheltuieli pe seama voastră, sub o formă sau alta, și atunci va trebui să fiți un pic atenți în legătură cu acest aspect. În ceea ce ține de cei care sunt într-o relație, vă puteți aștepta la, iarăși, o scânteie mai aprinsă decât de obicei, vă puteți aștepta la mai multă pasionalitate și este posibil să vă așteptați și este posibil să întâlniți și alte persoane în afară de relația voastră stabilă, de persoane care vor ceva cu voi, dar care vor să vă atragă atenția, dar atenție că iarăși nu este o perioadă bună pentru decizii în acest sens, deci bucurați-vă de atenție, dar nu faceți ceva care ar putea să vă strice situația, da? În ceea ce ține de familie, cu 10 de săbii, un pic de atenție pentru că pentru unii dintre voi puteți primi vești mai grele în legătură cu o persoană din familie, da? Ceea ce înseamnă că pentru unii dintre voi aici poate să fie vorba de o moștenire, da? Pentru alții dintre voi poate să fie vorba de faptul că cineva apropiat are nevoie de o operație care este mai dificilă, da? Și sunteți îngrijorați, vă preocupați foarte mult de starea de sănătate a acelei persoane, încercați să fiți alături cum puteți, dar este o energie care inevitabil va ajunge să vă consume și pe voi. În ceea ce ține de prieteni cu 7 de săbi, un pic de grijă la prieteni, pentru că aici cineva caută să vă înșele, caută să vă mintă, caută să vă trădeze încrederea, sau poate să fie doar această persoană care cumva caută să obțină ceva, dar pe spatele vostru. Mare grijă la ceea ce vă cer prietenii și mare grijă la tot ceea ce ține de împrumuturi, la tot ceea ce ține de cheltuieli, cine cheltuie bani care sunt returnați sau nu sunt returnați, mai bine zis, lucruri de această natură, iar în ceea ce ține de sănătate, cu 7 de cupe, un pic de atenție că s-ar putea să aveți o mică tendință de a fi ipohondri și să ziceți, da, dar eu sigur am și problema aia și problema cealaltă, dar parcă și eu am simțit ceva similar în funcție de ce auziți la persoanele din jurul vostru, dar trebuie să știți că aici nu, adică da, voi puteți merge la un control, vă recomand să faceți chestia asta dacă simțiți că ceva nu este de regulă, dar în principiu să știți că vor fi aici multe persoane care auzindu-i pe ceilalți cumva că au tot felul de probleme, dar parcă și eu nu am avut ceva similar, dar parcă și eu m-am simțit așa, dar parcă și eu, și eu, și eu, și eu, și chestia este că nu va ieși neapărat o anumită problemă în evidență, ca să zicem, da, poate aveți și voi problema asta, coincidență, da, se întâmplă, ci din contră să aveți senzația că aveți toate problemele pe care le au și persoanele din jur și de fapt să nu fie decât niște temeri ale voastre care ies mai mult în evidență și cam atât. Bun, hai să vedem cu oracolele ce au să ne spună oracolele. Ceartă, atenție la conflicte, atenție la furie, atenție la felul în care gestionați anumite situații mai dificile. Apoi avem călătorie și vizită. Este posibil ca voi să mergeți în vizită la cineva. Am zis, sper că nu este vorba neapărat de un deces. Poate să fie vorba de niște proprietăți, un partaj, ceva de natura asta pe care trebuie să rezolvați. Dar unii dintre voi poate să fie nevoie să vizitați o persoană bolnavă sau să vizitați o persoană, să mergeți la o întâlnire de familie care nu este neapărat atât de fericită, da? Cu judecătorul, aici va trebui să luptați pentru ceea ce este al vostru de drept, pentru că aici pare să fie o energie, în special o energie masculină, care cumva vrea ca voi să pierdeți, vrea ca voi să
ratați ceva. Aici poate să fie vorba de un frate, poate să fie vorba de un prieten, poate să fie vorba de ceva de natura asta, dar atenție foarte mare că această persoană nu este deloc bine intenționată față de voi. Avem noroc. Consolare mare. Domesticul. Cred că voi aveți totuși niște conflicte de rezolvat în neamul extins. Totuși. Dar încă o dată, energia hoțului. Deci grijă că cineva vrea să vă deposedeze de ceva. Cineva vrea să fure ceva care nu este, cineva vrea să pună mâna pe ceva ce nu este de drept. Indiferent de ce ar fi vorba și indiferent ce valoare are, nu contează că este de, nu știu, un leu sau de o grămadă de bani, nu contează asta. Contează că efectiv cineva caută să vă fure și mare grijă cine vă intră în casă. Mare grijă la oamenii pe care îi invitați în casă din diferite motive. Da? Hai să vedem ce ne spune acest oracol. Și avem bani, solitudine, energie. Voi va trebui să vă recuperați, adică aveți energie, dar va trebui să petreceți și momente în solitudine ca să vă asigurați că această energie rămâne la cote înalte. Veți avea ceva de rezolvat în legătură cu anumite sume de bani, sume care pot să fie destul de mari. Energie, iubire. Pericol. Cu iubire, pericol și iluzie, atenție foarte mare la persoanele care vor veni în jurul vostru, că nu toate persoanele care vor încerca să flirteze cu voi neapărat vor avea și iubire sinceră, pot să fie persoane care caută să vă atragă atenția pentru că au un interes ascuns sau o dorință de validare, pentru că nu întotdeauna trebuie să fiți nu știu cât de bogați ca să fie oamenii dintr-un anume interes cu voi, poate să fie vorba de, nu știu, imagine, poate să fie vorba de faptul că doresc validare, că doresc atenție, că doresc intimitate și atunci, da, și acestea sunt lucruri care pot fi trecute ca interese ascunse. Femeia care ține o monedă, dacă voi nu considerați că aveți o stare financiară bună până în acest moment, s-ar putea ca acele evenimente de care vorbeam eu legate de bani să fie cele care vă schimbă total traiectoria și felul în care voi aveți abundență, gestionați abundență și felul în care vă manifestați și se manifestă și oamenii din jurul vostru. Dar asta este călătoria voastră, asta este destinul vostru, să experimentați abundența. Încercați să lucrați cu chakra sacrală. Chakra sacrală nu se ocupă doar de sexualitate. Chakra sacrală se mai ocupă și de energia plăcerilor. Indiferent că este vorba de plăcerile care pot fi satisfăcute cu bani, de exemplu, nu știu, o vacanță, nu știu ce locație exotică sau nu știu ce lucruri de calitate înaltă sau, mă rog, dar mai ține și de energia emoțiilor și de energia atașării și de energia puterii de seducție. Posibilități adiacente, chakra a treia, chakra puterii personale, vă simțiți cumva un pic blocată, e bine să faceți afirmații de tipul eu pot, eu sunt și să lucrați cu ele. Comunitate, atenție foarte mare la persoanele din jurul vostru care s-ar putea să caute să vă prindă în diferite capcane și este nevoie ca voi să aveți grijă și să fiți mai echilibrați în această perioadă, pentru că dacă nu rămâneți voi centrați, echilibrați, dacă nu aveți voi grijă de voi, evenimentele de săptămâna aceasta s-ar putea să vă destabilizeze foarte, foarte serios. Apoi, abundență înfloritoare și apoi drumul către vindecare personală și fericire și apoi drumul către evaluare. Și atunci, da, cu cărțile astea văd că la voi se întâmplă foarte multe lucruri care vă pot impacta viața masiv. Trebuie doar să vă țineți bine atâta timp cât nu știu, trece furtuna asta, dar după aia lucrurile vor fi mult, mult, mult mai bune. Hai să vedem ce spune și monologii. Și monologii ne spune așa: ieși din zona ta de confort. Nu lăsa mândria să devină un obstacol în calea ta. Mai ales pentru cei care trebuie să vă certați pentru ceea ce este al vostru de drept. Așa, la ce anume trebuie să renunți? Gândiți-vă foarte bine la ce trebuie să renunțați. Și ești foarte aproape de atingerea obiectivului tău, baza pachetului.
Transcendeți temerile. Va trebui să vă înfruntați niște temeri pe care cred că nu ați vrut cu niciun chip să le depășiți, însă este momentul. Ăsta este momentul vostru. Hai să vedem și ultimul pachet. Ba nu, ba mai am două pachete, dar tu popul ați promit. Așa. Și avem tristețe. Vă veți simți un pic trist din cauza evenimentelor care vin peste voi, dar după aceea veți înflori. Important este ca voi să vă susțineți punctul de vedere și să nu vă inhibați rebelul interior. Luați-o pas cu pas, luați-o ușor, că voi veți fi foarte, cum să zic eu, e posibil ca mulți dintre voi să fiți văzuți ca fiind oaia neagră sau ca fiind persoana care poate strica totul, tot echilibrul care deja este și că vai, vezi, Doamne, ce lacom veți fi, dar ce este al vostru de drept este al vostru de drept și punct și trebuie să acceptați asta și trebuie să luați asta și trebuie să luptați pentru asta. În ceea ce ține dincolo de iluzie și mergi cu fluxul, voi veți fi ghidați încotro să mergeți. Important este doar să țineți cont de această ghidare, nu să o ignorați cu succes. Da? Și ultimul pachet. Avem Yin și Yang. Aici cred că este vorba mai mult de echilibru decât de situații de suflete gemene. Dar pentru unii dintre voi este posibil ca în viața voastră inclusiv să se facă simțită mai mult prezența unui suflet geaman. Apoi, bucură-te de relația, bucură-te de atenția pe care o vei primi, sentimente. Ia-ți timp pentru a-ți explora emoțiile mai profunde pe care le trăiești. Admiră. Este momentul să te gândești că la tot ceea ce tu admiri la partener, conexiunea ta cu această persoană care poate să fie suflet geaman este de neînvis, este de neoprit, este de nestricat, da? Gândește-te la un moment fericit cu această persoană care ți-a adus bucurie, dar este important să îți dezi țelurile în ciuda viselor de a progresa mai repede situația cu această persoană. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este util această etalare și ne revedem curând. La revedere!